România se află în al doilea an consecutiv în care are alocat procentul de 2% pentru apărare. În 2017, din acest 2%, România cheltuind în jur de 40% numai pentru cheltuielile de înzestrare ale armatei. Tehnic, în momentul de față, România îndeplinește toate cele trei cerințe ale NATO, atât alocarea 2%, atingerea capabilităților, precum și prezența în teatrele de operații, unde România se află cu mai bine de 700 de militari în momentul de față. În ceea ce privește offsetul, evident, România are tot interesul ca din 2% pe care l-are alocat pentru armată, respectiv 40% cât am avut anul trecut strict pentru înzestrare, repet, mare parte din acești bani să se întoarcă în industria națională de apărare. Până la urmă am spus-o de fiecare dată, România n-a plecat la cumpărături, România dorește să revigoreze industria națională de apărare și desigur că acesta se face prin cooperare industrială, prin transfer tehnologic, prin offset-ul de care vorbim. Și România are proiecte care aduc offset în țară și vă dau un exemplu, de pildă contractul cu General Dynamics pentru transportoarele blindate, este purtător de offset. Din banii aceștia se va moderniza uzina mecanică din București și nu numai. Totodată avem lansat programul pentru cele patru corvete multifuncționale, iar din offset-ul de la corvete se vor moderniza cele două fregate pe care Marina Română le are în dotare, cele două fregate achiziționate din Marea Britanie. Și, desigur, celelalte programe pe care nu le vom avea guvern la guvern vor fi toate purtătoare de offset care se vor întoarce în industria națională de apărare. We also want to have bigger mobility between the armed forces of the countries of the Eastern Flank. Hence, we put a lot of attention to communication arteries to Via Carpatia that would join the Baltic states with exactly Romania, but also with Bulgaria. It will go straight down to Greece. This is a key highway that will allow for a quick cooperation, quick reaction, in the case of a threat.